Să fie Domnul. Mulțumim Domnului de dimineața aceasta binecuvântată de a fi în casa Lui. Și am văzut că și cântările de laudă parcă au fost tot de revenirea Domnului. Am citit pasajul acesta în dimineața aceasta, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, și o să vorbim despre așteptarea Domnului Iisus Hristos. Pilda talanților face parte din pasajele revenirii escatologice, ale revenirii Domnului Iisus. Și în dimineața asta ne uităm în pasajul acesta care vine după pilda celor 10 fecioare. Dacă ne uităm la cele 10 fecioare, punctul principal și pilonul principal îi vegherea. Vegheați că nu știți ziua, nici ceasul când va veni Fiul omului. În pasajul acesta nu-i vegherea, ci munca. Lucrați, nu? Acum, ce e mai greu, să veghezi sau să lucrezi, nu? E greu și să veghezi, e greu și să lucrezi. În dimineața aceasta ne uităm la cei trei oameni care au primit ceva din partea stăpânului. Pasajul acesta ne arată pe cei trei care au trăit în aceeași perioadă. Nu poți să spui, domne, ăsta a luat o razna, ultimul, că ăsta nu-i-o cunoscut pe ăia doi. Că dacă i-ar fi cunoscut, ai fi zis, domne, îl îndemnau, îl împingeau de la spate, da? Că dacă ai în firmă pe unul mai leneș, îl mai tragă el azi, hai, ridică-te, ia găleata în mână, nu? Nu poți spune, doi ori trăit într-o perioadă și al treilea au trăit în altă perioadă. Pasajul acesta ne arată pe toți trei că ori trăit în aceeași perioadă, în aceeași casă și ori avut același stăpân. Ce-i ciudat? Că dacă ne uităm și o să vorbim în dimineața aceasta și de primii doi și o să vorbim și de al treilea care a fost mare dezvoltator de scuze. Dacă ne uităm la al treilea fără să știm pasajul, am zice că ăsta sigur nu a fost pocăit. Ăsta sigur nu l-a cunoscut niciodată pe stăpân. Cum să tratezi așa situația când îl cunoști pe stăpân? Ai zice, bă, ăsta niciodată nu l-a cunoscut pe stăpân. Dar știți că toți trei l-au cunoscut pe stăpân? Că toți trei se adresează și îi spun, Doamne, Doamne. Adică toți au avut relație cu stăpânul. Dar știți ce spune Apostolul Pavel în Filipeni 3 cu 18 și 19? Vine Apostolul Pavel și trage un semnal de alarmă extraordinar de dureros. Auziți ce spune? Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă cum? Ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Unde? În adunare. Cum poți să-l întâlnești pe stăpân? Să fi fost botezat în apă, să fi venit la rugăciune, să fi venit în casa lui Dumnezeu ani de zile și să se poată spune așa ceva despre noi? Uite că se poate. Uite că din trei, unul se purta ca vrășmaș cu stăpânul, nu ca prieten. Și auziți ce spune? Sfârșitul lor va fi pierzarea. Exact ceea ce s-a întâmplat cu omul acesta. Stăpânul, dacă ne uităm la stăpân, stăpânul nu le împarte daruri și talanți după cum își doresc ei, ci stăpânul împarte darurile după cum știe el. Și vă spun, cel mai bine la împărțeală știe stăpânul cum să împartă. Stăpânul știe cum să împartă. Gândiți-vă că n-a venit stăpânul să le spună, auzi, până mâine fiecare cu CV-ul lui. E posibil ca ăsta al treilea să fie avut CV-ul mai bun ca el alți doi. Păi dacă îl puneai, ăștia să zici, orgătat teologia, ăsta master, ăsta doctor, ăsta profesor universitar, poate din punct de vedere omenesc, era mai pregătit ca ăștia alți doi, nu? Și ai zice, bă, nu-i corect, dar uitați ce se întâmplă. Stăpânul împarte darurile cum dorește el, pentru că Dumnezeu, stăpânul, ne cunoaște cel mai bine pe fiecare în parte. Slăvit să fie numele Domnului! Iarna asta am fost la o evanghelizare în județul Bihor, lângă peștera urșilor, dar nu vă zic mai mult ca să nu se prindă frații de acolo, dacă mă ascultă. Când am ajuns acolo, într-o vineri seara, era o biserică de sat, dar plină. Era plină biserica. Când ajung acolo, au avut ceva invitați cu cântările. Și acum am stat acolo la amvon, așteptam timpul de predică, domne, au fost niște frați la cântare, erau cu boxele aproape de explozie. Înțelegeți?
Eu stăteam, am început să dau și eu după ritm din cap, cum dădea câinele în Dacie, țineți minte, care ați avut Dacie și aveați în spate cățelușul ăla. Domne, bubuia biserica. Dar ce era cel mai ciudat, n-ai întâlnit așa niciunde. Cel puțin 20 de persoane din biserică dormeau. Dormeau. Erau cu ochii închiși. Ăia la alți, până la 100%, erau aproape de adormire. Dintr-o dată mă fulgeră un gând. Cum e posibil să ai boxele la maxim și să doarmă biserica? Se poate așa ceva? Se poate, domne. Se poate, eu am văzut pe pielea mea. Domne, să-ți cânte doi acolo în față de să spargă boxa și biserica să fie adormită. Se poate. După ce și-au gătat ei acolo desfășurătorul de cântări, aveau cu karaoke, le spunea când să intre, îi vedeam acolo pe laptop la ei ce pregătiți erau. După ce termina reprezentația, păstorul anunță, zice, avem pe fratele, un frate în vârstă, nu l-am văzut numai când s-a ridicat, zice, avem pe un frate cu noi, o trecut prin multe necazuri, să lăsăm și pe el să cânte o cântare. Frații mei, a venit omul ăsta în față, un om în vârstă, un om de la țară. O lua microfonul de la ăștia în mână, fără negativ, fără boc, fără orgă, fără instrumente. Și a zis, fraților, mă simt atât de slab. Am trecut prin atâtea probleme și săptămâna asta și necazuri, dar zice, vreau să-L aud pe Domnul cu o cântare. În momentul când a început bătrânul, Dan a fost cu mine în seara aia la evangelizare. Când a început bătrânul să cânte, frații mei, a început biserica să explodeze, dar nu de boxe. S-a trezit biserica, s-a trezit, s-a înviorat. Și am zis, mă, cum nu-i ciudat să vină ăla care-i ață, pregătit, boxe, negativ, cântare, intrare, final, totul, și să te adoarmă. Și să vină bătrânul și să spună, mă simt slab, de așa, dacă așa o da stăpânul, o să cânt o cântare, cânt o cântare. Știți care a fost, eu am plecat tare contrariat de acolo. Știți care a fost răspunsul lui Dumnezeu? Când vrei să demonstrezi, așa se întâmplă. Biserica e moartă. Când vrei să faci demonstrații, când vrei să arăți CV-ul tău, să arăți cât ești de pregătit, o dai în bară. Ați văzut, sunteți cu mine aici, înțelegeți. O dai în bară. Dar când înțelegi că stăpânul știe cel mai bine să aleagă, când înțelegi că stăpânul știe cel mai bine să organizeze, știi ce se întâmplă? Ai biruință în lucrare, binecuvântat să fie numele Domnului. Vedem la oamenii aceștia că stăpânul le dă daruri în funcție de puterea lor, pentru că stăpânul le cunoștea puterea. Vedeți că se dau darurile diferit. La unul îi dă 5 talanți, la unul îi dă 2 și la unul îi dă unul singur. Acum zici, domne, dar nu e egalitate. Și o să vedem imediat. Ar trebui? Nu. Stăpânul le măsoară și le cunoaște puterea. Acum noi avem diferite unități de măsură când ne măsurăm puterea. Când erau copiii mei mai mici, știi ce spuneau? Tata, acum nu mai spun că au crescut și și-au dat și ei seama că nu e așa. Ziceau așa, tata meu e cel mai puternic. Și eu îi lăsam să creadă că îmi plăcea. Ziceau, tata meu e cel mai puternic. Eu știam că nu-s cel mai puternic. Dar ziceam, măi, am și eu putere. Am și eu, simțeam diferit puterea de cum o simțeau ei. Dar dacă mă luai pe mine și mă duceai la alt cântar, de exemplu, mă băgai într-o sală de box, unde-s boxiori acolo, pregătiți, antrenați. Când mă vedeau ăia pe mine, știi ce ziceau? E javara. De ce? Că se măsoară diferit puterea. Noi ne măsurăm într-un fel, biserica ne măsoară în alt fel, dar Dumnezeu ne măsoară cu totul diferit. Dumnezeu măsoară diferit și de cum măsoară biserica. Că s-ar putea să zici, domnul ăsta urlă, ăsta e om credincios, ăsta are putere. Nu urlatul dă puterea, ci relația cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu dă puterea. Pentru că au fost oameni care nu au urlat. Ilie, el alți 450 de proroci urlau toți acolo. Ilie nu a urlat, că era singur. Oricum nu-i putea acoperi pe ei. Dar avea relație cu Dumnezeu pe Carmel. Și a zis, Doamne, fă să se cunoască că Tu ești Dumnezeu. Pentru că, să știți, talentul care îl primim din partea lui Dumnezeu nu trebuie să ne arate pe noi, ci trebuie să-L arate pe El.
Când te întreabă cineva, băi, dar ce talanți ai? Mă, nu-s ai mei, uite ce scrie, nu scrie Dani Popa pe talent. Nu scrie Dani Popa pe dar. Darul îi a lui. Cei doi ori fost conștienți că ei nu mai administrează ceea ce le-a dat stăpânul. Vedem pe stăpânul acesta că le dă daruri în funcție de cum le cunoștea, cum le cunoștea puterea. În al doilea rând, stăpânul le cunoștea și înțelepciunea. Pentru că vă spun ceva, la ăla lipsit de înțelepciune poți să-i dai 100 de talanți, nu 5 talanți, că îi face praf. Are specialitatea să-i facă cum? Praf. La fiul risipitor puteai să-i dai ori 1, ori 100, că tot același final era, da? Și atunci Dumnezeu, care cunoaște gradul nostru de înțelepciune, gradul nostru de înțelepciune îl determină pe Dumnezeu, felul cum cerem și înțelepciunea de la Dumnezeu să împartă darurile. Dar știi ce e frumos și o să vedem imediat? Dumnezeu dă tuturora, nu lasă pe unul pe margine. Toți care îl caută pe Dumnezeu primesc ceva din partea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Știți ce mai vedem? Că stăpânul împarte după putere, după înțelepciune, le cunoaște și puterea, le cunoaște și înțelepciunea și le cunoaște ce? Dreptatea. Dumnezeu, împăratul, stăpânul, știe să împartă după dreptate. Acum dacă le întrebai pe ultimul, băi, dreptei, cum zic bihorenii, dreptei să primești tu numai unul și ăsta să primească 5, mă. Mă, dar tu ai lucrat, tu ai făcut. Dau un exemplu, tu ai cumpărat, nu știu, orga, dar nu cumpăra, biserica o cumpărat-o, da? Păi tu ar trebui să fii la orgă, că tu ai niște merite. Tu ai niște... Și uite că Dumnezeu alege pe sora, o alege pe Amedea, alege... Dumnezeu vede în dreptatea lui diferit de cum vedem noi dreptatea. Nu vedeți că Dumnezeu face diferit de cum ne trece nouă prin minte de multe ori? Pentru că unitatea de măsură a dreptății la Dumnezeu. Noi nu avem, noi oameni strâmbi, nu avem cum să judecăm exact drept. Că suntem din natura noastră, vorbea fratele Aurel în poezie, că suntem daci din pământ. Pământul, oricât îl bați, tot cu bule iasă, cu bucle, cu disformități, da? Deci cam așa suntem noi. Dar știți ce se întâmplă? Când Dumnezeu alege, când Dumnezeu dă daruri, Dumnezeu dă darurile după dreptatea Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul nu dă după merit. Când dă după dreptate, nu dă după merit. Pentru că, uitați-vă, s-ar putea noi să spunem, dar eu am merite, mă. În ochii tăi, da, și corect, ai făcut, nu zice nimeni. Dar știți ce spune Biblia? Că niciunul de pe pământ nu are merite. Când se vorbea de Apocalipsa, mi-am adus aminte ce spunea Ioan. Când o zis, zice, dintr-o dată în cer s-o căutat cineva care să aibă merite. Ce să facă? Să ia cartea, să-i rupă becețile și să o deschidă. Și zice că nu s-a găsit nimeni cu merite să poată deschide cartea. Culmea, toți suntem cu merite acum. Toți avem merite. Păi știi cine sunt eu? Păi știi ce am făcut eu? Știți că ăsta-i Duhul Fiului Risipitor? O zis către Tatăsu. Dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Adică care am dreptul la ea, am merite la ea. Ce drepturi avem noi? Ce merite avem noi? Zice că a venit singurul care avea merit în cer, pe pământ și sub pământ. O lua cartea și o rupe cețile și o deschis-o. Și faptul că o deschis-o, o lua povara noastră și o dus-o până la capăt. El are merite. El are merite să fie lăudat în dimineața aceasta. Și tot meritul este a Domnului, binecuvântat să fie numele Lui. Domnul nu dă după meritele noastre. Stăpânul nu dă după meritele lor, ci o dat după dreptatea Lui. La unul i-a dat 5, la unul i-a dat 2 talanți și la unul i-a dat 1. La cel cu explicații, să știți, poți să-i dai talanți câți vrei, tot același rezultat va aduce. Nu se poate. Nu încercăm că nu se poate. Eu nu se poate. În vremea asta nu se poate să fii pocăit. În vremea asta nu se poate să mergi pe calea lui Dumnezeu. Aceleași explicații. De asta stăpânul nu s-a încurcat să-i dea mai mult. Că o știu dinainte pornirile lui. Zice de Avram și s-o predica săptămânile acestea de Avram, da? Ce a zis Avram, domnul de Avram? Știu că va porunci dinainte, știa Domnul, că va porunci fiilor lui să urmeze calea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu știe dinainte ceea ce vom face noi cu talentul. Te miri,
Dom'le, tu nu poți duce găleata de gunoi. Tu pufă-i, că te trimite maică-ta, taică-tu. Du-te, cumpără apă. Eu eram cu sifonul, că țineți minte de sticle de sifon. Ne trimitea, du-te, cumpără. Hai, de mine abia le căram. Trebuia să te duci, trebuia. Și te miri, domne, am ajuns mare. De ce parcă mie mi-a dat domnul numai un talent? De ce? Dar uite-te, care-s pornirile? Bași de vină la orice? La cântare, anunță, cântăm, cântare. Iar o cântăm asta. Păi astea-s pornirile. Astea-s pornirile, să știți. Când ne pocăim, Dumnezeu nu schimbă caracterul. Cu ăla te-ai născut dacă ești dus în latura de a băga de vină. Așa vei merge toată viața, dar prin puterea Duhului Sfânt tu poți îndrepta caracterul, dar vei fi pornit tot de a băga de vină. Pentru că așa e caracterul, așa te-ai născut, cu înclinația aceasta. Dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne ajută să ne îndreptăm pornirile rele. Binecuvântat să fie numele Domnului. Știți ce vedem în pasajul acesta? Vedem dreptatea lui Dumnezeu. Dă la fiecare ceva, dar și cere de la fiecare ceva. Le dă la toți trei, dar și celele de la fiecare. Nu cere Dumnezeu și stăpânul n-a cerut ce nu s-a putut. Nu, ci stăpânul a cerut ceva. Fiecare să fie roditor. Niciodată Dumnezeu nu ne cere ce nu putem da. Nu, ați văzut că se spunea în poezie în dimineața aceasta că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem duce. Dar nici nu ne cere mai mult decât putem oferi, da? Nu a cerut ce nu s-a putut. Nu i-a zis la ăla care o mai adus și talanți, nu i-a zis, auzi, tu puteai mai mult. Nu, o zis, ai rodit foarte bine. Unul rodește 30, altul 60, altul 100%. Dar știi ce vrea Dumnezeu? Să începem să rodim, să aducem roadă. În pământ nu aducem roadă. Numai când punem talentul în negoț, când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și scoatem, și o să vedem imediat, scoatem în afara noastră băgatul de vină și nemulțumirea. Știți ce mai vedem în pasajul acesta? Vedem că stăpânul dă resursa fiecăruia dintre ei. N-au zis, eu nu pot lucra că eu n-am cu ce, ți-o dat stăpânul. Uită-te în geantă că ți-o dat. La fiecare ne-o dat. Știți ce spun istoricii, teologii spun că un talent ar fi fost cât e munca pe între 15 și 20 de ani un salar bun. 15 și 20 de ani un talent, 20 de ani un talent. La unul i-o dat 5 talanți, munca de pe 100 de ani, da? Profit, un profit bun. A zis, domne, e prea mult, la Dumnezeu nu e prea mult. De aia s-o arătat cât e de mult un talent, pentru că Dumnezeu are resurse. Dumnezeu are putere să dea talanți, la El nu scade, El e bogat în bunătate și în binecuvântare, slăvit să fie numele Domnului. Spunea un profesor, despre alți profesori, spunea așa că profesorul bun nu moare când e pus în pământ, ci moare când moare ultimul lui ucenic. Profesorul bun nu moare când e pus în groapă, ci moare când îi moare ultimul ucenic. Adică, un profesor bun, cineva care se pune la dispoziția lui Dumnezeu, ăla întotdeauna va înmulți ceea ce i-o da Dumnezeu, va învăța pe alții, da? Și Pavel spune, învață, dă la alții care îți vrednici să dea mai departe, găsiți vrednici să dea mai departe, să încredințeze de la unii la alții, da? Ceea ce dă Dumnezeu trebuie înmulțit. În dimineața asta ne uităm în pasajul acesta și vreau să învățăm câteva lucruri. Primul lucru care vreau să-l ținem minte din pasajul acesta este că stăpânul ne iubește pe toți la fel, dar ne tratează diferit. Dumnezeu ne iubește pe toți la fel, dar ne tratează diferit. Dragostea și-a arătat-o față de toți trei. Pe toți trei i-a chemat și a spus, vreau să vă dau ceva la fiecare. Versetul 14 și 15 spune cuvântul Domnului așa. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi, pe toți, și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Fiecăruia după puterea lui și-a plecat. Știți ce arată asta? Dragostea. I-a iubit pe toți la fel. Știți ce spune Ioan 3 cu 16? Că Dumnezeu ne-a iubit și ne-a iubit pe toți. Dar când e vorba de a ne încredința lucruri cu care să lucrăm, Dumnezeu încredințează diferit.
I-au iubit pe toți la fel, ne-au iubit pe toți la fel. Nu pot spune, că n-au zis Domnul, numai pe unii iubesc extraordinar de mult. Și pe unii iubesc, dar nu. Când o întreabă mama sa pe Lois, cât îl iubești pe tati? Zice, mult. Dar zice, pe mine când cât mă iubești? Știi cum face? Uite așa, foarte mult. Dar Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu ne iubește pe toți la fel. Și la fiecare o dat ceva. Fiecare important înaintea lui Dumnezeu cu darul care l-a primit dinaintea Domnului, da? Din mâna lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Când moare Tabita, da? Dorca. Moare. Știți ce dar a primit femeia asta, tânăra aceasta de la Dumnezeu? Niște ustensile firave. Dacă vorbeai mai tare, pușcața. Lucra cu acu și cu ața. Acu. Nu vede ce greu și să bagi ața în ac, dacă să mai bagă, dacă să mai coase acum. Nu? Sunt atâtea croitorii că nu mai coși acasă, le duci și-ți coase direct cu mașină specială. Uitați-vă, o primi de la Domnul darul acesta de a face lucruri care să îi încălzească pe alții. Eu încălzit pe alții, că putea să-i înțepe ca pe Nina. Îmi veneau frații, iar vă trebuie, o înțepătură, iar ai venit, iar, nu? Când le lua măsura, cine e ăsta? Ăsta-i Dani, predica mult. O înțepătură, nu? Când mergi, numai să te înțepe. Dar uitați ce a făcut, cu darul care l-a primit de la Dumnezeu. L-a pus în slujba lui Dumnezeu și când moare tânăra aceasta, zice că toate femeile ori venit și ori arătat, o plângeau și arătau darul care l-a pus Dumnezeu în ea. Ea putea să zică, da, eu cu ac și cu ață, pe mine mă ține stăt în sala de tricotat, în sala de croșetat, de aici, nu m-am țăpată la deget, și Fivi diaconiță. Ea la mese, l-a mâncat, l-a gustat, la, nu? Putea să spună, ce dragoste e asta din partea lui Dumnezeu? Mie îmi dă numai ace? Numai cu ață? Păi până cos eu aici, trece timpul. Uite-te, Fivi, toată ziua ai la mese. Toată ziua o cheamă frații, nu poți să vii să ne ajuți, nu poți să ne servezi, nu poți să ne faci de mâncare. Păi așa ar vrea să fiu și eu? Așa, toți, vedeți că toți suntem, avem instinctul să fim părtinitori. Să zicem, da, la ăla eu dau mai mult. La ăla i-o dat mai mult. La ăla stă la mese. Eu nu m-am înțăpat la deget. Eu nu m-am înțăpat la palmă. Și așa mai departe. Vă dau un exemplu. Frații au auzit, odată ne-a povestit fratele Moț de fratele Codreanu. Și poate unii dintre dumneavoastră știți lucrul acesta, dacă e omul care i-o ar vrea, dar nu știu dacă are puterea să recunoască lucrul ăsta. Au zis că fratelui Codreanu i s-a pus o întrebare aceea în Elim cu ani în urmă, bineînțeles. Cineva l-a abordat și i-a spus, frate Codreanu, de ce pe unii pui mai des la amvon și pe alții pui mai rar la amvon? Și zice, fratele Codreanu s-a uitat, nu știu dacă e omul cu întrebarea, dacă are putere iertare, aș vrea să-l cunosc. Nu? Și o zis, zice, înainte, dacă tu zici că eu am greșit, că pe unul pun mai des, pe altul pun mai rar, zice, să știi că înainte să fac eu, spunea fratele Codreanu, înainte să fac eu greșeala asta, o făcut-o Dumnezeu. Și a zis, cum așa? Păi zice, la unul i-a dat 5 talanți, la unul i-a dat 2 talanți și la unul i-a dat 1. Înțelepciunea de la Dumnezeu, așa-i? Să poți răspunde lucrul acesta. Le-am spus la unii frați în țară, uite cum o răspuns fratele Codreanu. Când e vorba de talent, să ține minte, Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește pe toți la fel. Dar talanții ni-i dă diferit, la fiecare cât poate duce. Tu spui, nu mai pot, vreau să las jos, vreau să renunț. Nu renunț, Dumnezeu ți-a pus în cârcă exact cât țin oasele. Nu ai problemă cu coloana când lucri pentru Dumnezeu. Că Dumnezeu nu ți așează mai mult decât poți duce. Nu zis ăla cu 5, nu mai îmi da 5 că mi-e foarte greu. Eu am dus data trecută foarte greu. Nu mai îmi pune încă 5 în spate. Nu, eu luat pentru că știu că stăpânul o calculat tot ce trebuie calculat ca el să poată înmulți talanții și să meargă cu ei până la capăt. Și uitați-vă, la ăla care a avut 10 în spate, eu mai pus unul. O zis, luați-l și ăsta că ăsta duce. I-am calculat, încă mai rezistă. Doamne, nu mai rezist. Ba, reziști. Nu mai rezist cu corul ăsta, rezist, stai acolo. Nu mai rezist la orchestră, rezist, stai acolo. Că Dumnezeu te-a așezat exact acolo unde trebuie. Vă dau exemplu, Solomon când a zidit templu, da? O dat comandă să se bată piatra, unde? În munte. O zis, când se vine la templu, era poruncă de la Dumnezeu, să nu se audă lovitură de ciocan.
Totul se calculează acolo și se aduc pietrele exact cum se așează. No, gândiți-vă acum că așa suntem noi, ca piatra, da? Dar Dumnezeu pentru fiecare piatră are locul pregătit, potrivit, da? Frații constructori, gândește-te cum arată o cărămidă mică într-un loc mare. Știi cum arată? Groaznic, groaznic. Dar n-ați văzut ăia mici care se înghesuie în locuri mari? Iar zici, bă, nu intră, mă, antăbăt, nu mai forța, mă, nu intră. Ba, dar te rog, împinge-mă, ajută-mă, vreau să... Mă, nu intră. Nu mai locul e pregătit în așa fel, că așa face Dumnezeu. Așa a făcut Dumnezeu la templu. O pregătit totul, fratele meu, sora mea. Dacă ți-o dat Dumnezeu darul rugăciunii să te rogi pentru biserică, fă-o că Dumnezeu te-o pregătit, te-o prelucrat să te așeze în clădire, exact acolo unde trebuie. Dacă Dumnezeu ți-o dat darul cântării, dacă ți-o dat darul înțelepciunii, folosește darul acolo exact în locașul în care te-o așezat Dumnezeu. Uitați-vă, vedem ceva la robii aceștia, că stăpânul îi tratează diferit, dar și ei tratează diferit pe stăpân. Diferit îi tratează toți trei, îl tratează pe stăpân. Cei doi, știți ce fac? Se apucă de lucru. Se apucă de lucru. N-o zis, stăpânul a fost bun cu noi, vreo două zile concediu, vreo săptămână să ne relaxăm. Nu. Zice, că or tratat cu seriozitate. Când or primit talentul, or pus mâna pe talent și or început să lucreze cu el. Al treilea, îl tratează tot diferit pe stăpân. Îl tratează diferit. Dar știți cum? Îl tratează, nu se apucă de lucru repede, nu se apucă să pună talentul în negoț. Adică, pentru că el mai are timp, da? Îl vedeți și îl vedem un om care el are timp. Are timp de bârfă, are timp de judecată, are timp de arunca cu piatră, are timp. Și îl vezi că ăsta e relaxat. El alți, s-o apucă pe loc de lucru. Zice că de îndată ori pus talanții în negoț. Ăsta... O zis, avem timp. Ăsta numai ce o pleca, dar durează până vine. Durează. Și știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că vedem ceva în viața lui și vreau să numai să vă arăt. Știți ce vedem în viața celui de-al treilea? Unu, își pierde respectul față de stăpân. Pentru că stăpânul l-a lăsat să se apropie de el, știi ce se întâmplă? Nu-l mai respectă. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Versetul 24 și 25. Spune cuvântul Domnului așa, cel ce nu primise decât un talent a venit și i-a zis, Doamne, am știut că ești aspru, nu vedeți ce face? Începe să-i facă CV-ul stăpânului, ești aspru, dar de unde știi tu că ești aspru? Păi am fost cu tine, nu mai lua cu tine în mașină, nu mai lua cu tine la cafea, nu mai lua cu tine și am văzut că ești aspru, am văzut că ești aspru. Uitați-vă, sunt oameni care se apropie de tine și Domne, chiar dacă s-au apropiat foarte mult, îs oameni care știu să respecte, ca primii doi. Când au zis, păi eu nu-s prieten cu stăpânul, stăpânul-i stăpân, eu trebuie să mă duc ce am de făcut. Ăsta a început să-l caracterizeze pe stăpân, să-i facă caracterizarea personajului. Zice cuvântul Domnului mai departe, am știut că ești aspru, că seceri de unde n-ai semănat, eu nu știu de unde te îmbogățești, dar văd că ți-e mere bine. Eu nu știu, semeni, seceri, prin Spania nu mergi, pe la Londra n-ai fost anul ăsta, dar văd că-ți mere bine. Știi ce se întâmplă? L-a lăsat stăpânul să se apropie prea tare. L-a luat cu el în mașină, l-a luat cu el, o mers la el acasă. Știi ce s-a întâmplat? Nu i-o mai purta respectul. Și auziți în final ce zice? Mi-a fost teamă, adică e și comunist. Ce unde ai mai văzut, domne, așa ceva? Să conduci cu autoritate. Vii tu să-mi ceri. Asta e numai comuniștii au făcut așa. El nici nu a crescut în era comunistă, de el zice de comunism, nu? Și zice, tu ești dur, ești un om care se cer de unde n-ai semănat. Și auziți ce spune versetul 25. Și ți-am ascuns talentul în pământ. Și auziți acum, marea obrăznicie. Ia-ți ce este al tău. Pus cheile, sănătate, pe mine nu mă mai vedeți, ia-ți și al tău. Știți ce face omul acesta? Primul lucru, își pierde respectul față de stăpân. Câți nu sunt în pielea asta? Câți nu sunt în situația asta? Când au venit la casa lui Dumnezeu și s-au bocăit, știți cum erau? Ca temnicerul din Filip. Domnilor, ce să facem să fim mântuiți? După aia au zis cine? Pavel? Lasă-mă, știu eu cine e Pavel. Știu eu, cunosc. Vedeți?
Din cauza, dar e și categoria aia altă, care sunt mai mulți, care oricât îi lași să se apropie, oricât te apropii de el, e un om care știe să respecte. Respectă, iar i-am zis la un tânăr, l-am lăsat o perioadă așa și după atât am văzut că mai sare gardul. Și la un moment dat i-am zis, bă, câți ani ai? Exact jumatea vârstei mele. Păi zic, cum ești tu acum, așa am fost eu când te-ai născut. Păi zic, nu-i normal să poți să spui și pe nume, fără frate Dani. Dar știi ce e problema? Nu-i problema că zici Dani sau că spui, nu știu cum, pe nume, pe numele de familie sau pe numele mic. Știți ce se pierde? Se pierde respectul. Când începi să dai din mână, când începi, uite, robul acesta, o îngropat și o zic, dar eu îl știu. Îl știu că nu lucră nimic, îl știu cum tratează problema, bagă spaimă, nu, seceră, eu nu știu cum seceră, mă, că văd că-i mere bine. Începe să-l judece pe stăpân. Așa începem și noi. Dar știu eu că Dumnezeu dă numai la ăla. Dumnezeu i-a dat numai la el altă. Mie nu mi-a dat. Nu vedeți că am început noi să-l judecăm pe Dumnezeu? Știți ce mai vedem la omul acesta? Folosește iscusința limbii. Folosește iscusința limbii. O zis, ești așa și așa. Ești aspru, ești, dai comenzi și bași teamă în oameni. Ești un om aspru și o folosit iscusința limbii. No, când i-am spus lucrurile astea, s-au venit de acasă montat cu ele, da? Au venit, îl aștepta numai pe stăpân să vină. Își freca mâinile când vine, n-am lucrat nimic, mi-au prins bine lunile astea de vacanță, dar îl pun la punct. Îl pun la punct, eu am niște ași în mânecă, când îi voi spune stăpânului lucrurile astea, nu știe nimeni de el. Ce știu eu? Nu știe nimeni. Nimeni n-are nici înregistrarea ce o am eu, n-are nimeni nici filmarea ce o am eu. Când apare stăpânul, îi pun în față lucrurile astea și îi închid gura. Vă întreb, eu închis gura? Nu i-o închis. Pentru că Dumnezeu întotdeauna tratează lucrurile după dreptatea Lui, nu după dreptatea noastră. Pentru că așa suntem noi. Ajungem să-L analizăm pe stăpân. De ce? Că ne credem egal cu El. Păi Doamne, eu am alergat pentru Tine. Eu stăt transpirat în spate, Doamne. Eu dorm numai 2 ore pe noapte pentru Tine. Știi ce arată? Că ne-am pus cam la egal cu Dumnezeu. Câte facem noi pentru El și El e în călătorie. El numai pe noi ne pune la lucru și câte lucruri facem noi. Al doilea lucru care îl vedem în viața omului acestuia, folosește iscusința limbii. În al treilea rând, folosește scuze. Are scuzele pregătite. Suntem specialiști să ne scuzăm. Dacă aș fi fost eu copilul lui Cutare, păi normal că ăla mere înainte, că e copilul lui, nu știu ce, slujitor. E adevărat, când ai pe cineva slujitor în neam, îți apasă pedala mai repede. Dar nu e o problemă, că Dumnezeu are putere să apese orice pedală, și de frână, și de accelerație. N-ai nevoie, nu începe să... eu n-am putut, că eu nu am fost săraci. Noi am fost amărâți. Dumnezeu te iubește și îți dă talanți și ție. Nu mai căuta scuze. Nu mai căuta să spui, bărbatul meu e nepocăit. Da, dar e soră care are și bărbatul nepocăit și copilul nepocăit. Nu te mai scuza. Pentru că noi, când Dumnezeu ne-a dat talentul, Dumnezeu a știut că avem puterea să-L ducem la capăt. Să-L ducem, să-L înmulțim și să mergem cu bine până la capăt. Ăsta a început să caute scuze. A început să se scuze în continuu. Știți ce mai vedea al patrulea lucru? Credea că timpul e favorabil pentru el, dar timpul trecea în defavoarea lui. Nu era favorabil pentru el. Suntem într-o perioadă de așteptare, nu vedeți? Tot ce se întâmplă așa parcă e un freamă. Nu știm. Cel mai interesant subiect în vremea aceasta, în ultimii 10 ani, e subiectul vremurilor și soroacelor. Cele mai multe vizualizări pe YouTube îs la dacă s-apucă cineva să spună de vremurile din urmă. Toată lumea buluc acolo. Toată lumea se distribuie. Trimite de la unul la altul. De ce? Că e vorba de vremea sfârșitului. Dar ce a zis Domnul? Nu-i treaba voastră să știți vremea sfârșitului. Dar pe noi aia ne interesează. Știți de ce suntem interesați când vine stăpânul? Să le nevim. De aia suntem interesați. Că dacă ești interesat și suntem interesați să ne pocăim, noi ne putem pocăi și dacă știm că vine la noapte și dacă știm că vine peste 2 ani de zile. Că omul interesat de Dumnezeu, ăla se pregătește în fiecare zi. Dar ăla care vrea să treagă chiulul, cei care aveți firmă, da? Știi că ai, poate ai, sau n-ai,
Cât e unul din ăsta ce trage chiulul, da? Dar când ți-o văzut mașina, ți-o auzit motorul, deja s-o obișnuit cu sunetul motorului, direct o sărit, o aruncat var pe el, pe față, să vadă că... Deci, uitați-vă, omul acesta credea că e timpul favorabil lui, dar nu era favorabil lui. În vremea aceasta, noi credem că dacă am ști vremea sfârșitului, e favorabil pentru noi. Dar nu, nu. Noi trebuie să ne pocăim, să ne apropiem de Dumnezeu în fiecare zi. Omul care e interesat de sfârșit, ca și nepocăitul, știi ce spune? Eu când să mă pocăiesc? Cu 5 minute înainte să mor. Aia își dorește. Ca tâlharul pe cruce. De ce? Până atunci să trăiască ca fiul risipitor. Să facă ce-i trece lui prin cap și să facă ceea ce-i place lui. Uitați-vă! Vedem în pasajul acesta că cu darurile în mână, oamenii au concepții diferite despre stăpân. Unul primește darul și se apucă de lucru, altul primește darul și se pune la hodină. Să facă altul, să vedem dacă face mai bine, să vedem dacă reușește să-l înmulțească. Are groapă pregătită, are, știți ce-i ciudat? În loc să se apuce să lucreze cu talentul, pentru că l-o iubi Domnul și pe el, stăpânul l-o iubi și pe el, el știi ce face? Ia talentul, îl cară în spate, merge, caută un ogor, ia hârlețul, se apucă la săpat, îl bagă talentul acolo, îl așează, se apucă să astupe, efort, da? În loc să se apuce la lucru. El începe să meargă și să caute ogor. Unde să-l îngroape, să sapă groapa, dar uitați-vă cum își arată din nou dragostea stăpânul către el. Știi ce spune stăpânul către el? Versetul 27. Spune așa, prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf. Nu trebuia să te chinui să sapi gropi. Nu trebuia să te chinui să astupi groapa, ci trebuia banii să-i duci la zaraf, adică la bancă. Acum nu se mai merită la bancă să depui banii, că e mai puțin decât ai depus. Așa dobânzi buni au ăștia că dacă pui 1000, iei vreo 900 când îi scoți după un an de zile, nu? Că atât ai, ăsta te trezești de ce ori scăzut banii. Dar uitați ce spune stăpânul. Și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Zice, nu te trimiteam pe tine. Nu te trimiteam să iei tu, să zici că iar te-am pus la lucru. Mergeam eu. Știți ce are Dumnezeu pretenția? Măcar minimul să-l facem pentru el. Știți ce trebuie să facem? Dacă Dumnezeu te-a mântuit pe tine și te-a salvat, măcar la unul să-i vorbești de Dumnezeu. La unul să pui banii la zaraf în inima lui. Și zice Domnul, vin eu și recuperez. Vin eu și aduc. Dar dacă tu stai cu gura, măcar la unul, ăsta e un lucru în viață. Te-a mântuit Dumnezeu pe tine. Măcar unul mai adu pe lângă tine la casa lui Dumnezeu. Unul adult, că aici Domnul și-a el partea lui. Aici lucrează Dumnezeu în inima lui. Azi oameni care n-au adus pe nimeni în veci la adunare, n-au vorbit la nimeni de Dumnezeu. Și-a zis Domnul, zice, nu așa trebuie să faci. Trebuia să pui banii la zaraf și eu mergeam. Domnul din nou și-a arătat dragostea față de el. Știți ce-i frumos? Rezultatul. Nu-i important din pricina cantității. Nu-i important rezultatul din pricina cantității, ci din pricina seriozității cu care lucrăm cu darul care l-am primit din partea lui Dumnezeu. Nu din pricina că noi avem o cantitate mai mare sau mai mică suntem importanți, ci din pricina seriozității cu care lucrăm pentru Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să tratăm cu seriozitate și darul primit și să-l tratăm cu seriozitate și pe stăpân. Măriți să fie numele Domnului! Al doilea lucru care îl vedem în pasajul acesta, mai vedem ceva. Dumnezeu nu compară. Dumnezeu iubește pe toți la fel, dar îi folosește diferit, dă darurile diferit. În al doilea rând, vedem că Dumnezeu nu compară. Știți cine compară? Diavolul. Meseria lui de a compara a fost din cer, de când era luceafăr de dimineață. El s-a comparat. Păi ce, numai Dumnezeu poate străluci așa? Eu nu pot fi așa, mai sus de stelele lui Dumnezeu. A început să se compare. Dumnezeu nu compara pe nimeni. Nu. Dumnezeu nu compară oamenii care lucrează pentru el. Știți că și în Eden, tot cu comparație, au venit să-i doboare? Știți ce le-a spus? Păi vedeți că voi nu sunteți ca Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu ar fi bun cu voi, v-ar lăsa să fiți ca el. Voi sunteți mai prejos. Voi sunteți mai slabi ca Dumnezeu. Dar eu vă ajut să fiți ca Dumnezeu. Eu ajutat? O zis, o să fiți ca Dumnezeu. Dar știți ce s-a întâmplat? N-au mai fost lângă ei când au plătit tributul neascultării. N-au mai fost. Diavolul a stârnit în inima lor compararea.
Și au zis, noi vrem să fim ca Dumnezeu. Dacă vrem să fim ca Dumnezeu, numai prin ascultare putem fi ca Dumnezeu. Prin neascultare niciodată nu pot să fii ca Dumnezeu. Domnul Iisus s-a văzut dumnezeirea în el. De ce? Pentru că o ascultat. Nu a pus întrebări, nu a zis, dar oare o fi așa? Nu, a zis, nu voia mea, ci voia ta să se facă, Dumnezeule. Pentru că Domnul Iisus nu a venit să se compare. Uitați-vă, stăpânul nu-i compară. La cei doi care au lucrat bine, nu i-au zis la unul bine și la unul foarte bine. Nu i-au zis la unul bun și la unul foarte bun. Nu i-au zis la unul credincios și la altul foarte credincios. Nu. La amândoi le-au zis bun, le-au zis bine și le-au zis credincios. Pe toți i-au tratat la fel. Dumnezeu, să știți, El nu compară. El nu compară munca, ci desparte rezultatul. Stăpânul a venit momentul când o despărți rezultatul. Noi am vrea să ni se recunoască munca care am depus-o. Nu, ci Dumnezeu la final pune rezultatul. Până atunci noi trebuie să muncim. Dumnezeu nu ne compară munca noastră. Fiecare e important. De la parcare și până la amvon. Și oamenii care poate nu s-au văzut niciodată pe filmare. Toți suntem importanți înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu ne compară unul cu celălalt. Nu ne compară Dumnezeu. Auziți ce spune cuvântul Domnului dacă se citește mai jos de la versetul 31 până la 41. Zice că la judecata viitoare, Domnul va face delimitarea, Domnul nu i-a comparat, ci Domnul a despărțit rezultatul. La unii le-a zis vino și la alții plecați. Așa face Dumnezeu, nu compară, ci El desparte rezultatul. Ce vedem? Că omul care se compară are trei caracteristici în viață. Și vedem că stăpânul folosește trei adjective la robul acesta care a fost gropar. Folosește stăpânul trei adjective. Primul adjectiv îi spune viclean, doi leneș și trei îi spune netrebnic. Ăsta sunt caracteristicile omului care se compară. Viclean, leneș și netrebnic. Știți, el poate, când zici viclean, el poate s-o fi văzut om precaut. Nu bag, nu mă apuc așa repede. Stau să văd, să treacă primăvara, să vedem din vară ce-o fi. Din vară, stăm un pic, că dacă Dumnezeu mi-ar da un Mercedes, m-aș apuca. Dar încă nu-i de, încă nu-i. M-aș apuca și eu să lucrez pentru Dumnezeu. El se vedea foarte precaut. Știi cum îl vede stăpânul? Stăpânul vede și spune, tu ești un rob viclean, tu aștepți oportunitatea, tu aștepți, tu nu vrei să cânți cântarea numai duminica, sara, când îi biserica plină. Bă, dar vină mă și joia, că avem nevoie și joia. Uite, în dimineața asta era loc, mai scurtam din predică, nu? Așa, dacă n-au fost cântări, pot să merg mai mult, nu? Dar vină și duminica dimineața, vină, tu numai duminica, sara. Știți ce este? Asta e un duc de viclenie, se transmite. Atunci îmi place. Eu numai atunci pot predica. O zis un frate într-o adunare către slujitorul de acolo. O zis, pe mine joia nu mă pui la predic. Eu n-am predis pentru joia. Eu numai pentru duminica seara. Nu, știți cum poți numi? Rob viclean. Pentru că duul acesta îi afară. Dar baiul că e și înăuntru și o să vedem la final ceea ce spune stăpânul în finalul lucrării acesteia. Știți ce mai vedem? Că stăpânul numește viclean. În al doilea rând, îl numește leneș. Știți că trăim o perioadă în care căutăm confortul spiritual? Căutăm confortul spiritual. Te rogi pentru mine, rugați-vă pentru mine. Ăsta e confort. Căutăm biserici, știi de care? Din alea ușoare. Program de oră, 20, o oră jumate, în rugăciune, n-ai nevoie de... Și ne ții 3 ore, cum a zis cineva. Țineți acolo 3 ore. În biserică, dimineața ne mai țineți 2 ore seara. E o mare căutare și vedeți, s-au deschis biserici din astea, cum a zis un păstor de aici din Timișoara, biserici butic. Rapid, pe fast food, spunea Sevi, pe mers înainte. O cale ușoară. Dar uitați-vă, nu-i ușor să lucrezi pentru Dumnezeu. Dar acum s-au descoperit noi tendințe și noi metode de a ne fi ușor. Merem toți în concediu, merem toți la cafele, suntem toți după gât unul cu altul. Cum zice Ovidiu Liteanu, cum zicea, hai în rai ce mai stai? Nu? Așa, toți la grămadă. Dar uitați-vă, el a căutat o variantă ușoară. O zis, m-am pus, am știut unde-i talentul și am fost omul care am păzit groapa
să nu cumva să cadă cineva în groapă să-mi ia talentul și nu cumva să-mi îl fure cineva. Am stat acolo. Tare mulți avem care păzesc gropi. Avem tare mulți care, știi ceva, caută o cale mai ușoară. Nu îmi place, e prea lung programul, e prea multă rugăciune, e prea mult. Și la tineret, să știți, și la tineret vin unii și zic, eu am fost la nu știu ce concert, lasă-ne, domne, cu concertele tale. Lasă-ne, nu ne adu o travă. Nu ne adu. Că e tendința asta, e tendința, zice, a căuta o relație cu Dumnezeu din asta ușoară. Pă, ai schimbat de pe biserica cu tare, pe aia la altă, unde-ți convine? Nu-ți convine aici? Așa, de relaxare. Uitați-vă, știi ce-i spune Domnul? Ești viclean? Și doi, ești leneș? Frate, eu nu pot veni la adunare. Nu cumva e lenea acolo. Că nu mai, ți-ai pierdut gustul de a veni la casa lui Dumnezeu. O intrat în tine o lene. Îl vezi pe altul că lucrează. Fraților, lucrați voi pentru Dumnezeu. V-a dat Dumnezeu daruri deosebite. Mă, lene ce ești. Vino la casa lui Dumnezeu. Vino și apucă-te de lucrat pentru Dumnezeu. Numai să stai, numai duminica seara, dacă se poate să ajungi numai la 7, să fie locul asigurat. Știi ce zice stăpânul? Ai 3 caracteristici. Viclean, leneș și netrebnic. Știi ce a făcut omul acesta? O crezut că va avea parte de aceeași răsplătire cu ceilalți doi. Eu zic, netrebnic, tu ai crezut că la grămadă eu nu te recunosc. Toți la grămadă, cine ne cunoaște pe noi în atâta lume? Știi că ne cunoaște? Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Tu poți să vii și să spui, stă transpirat. Poți să fii transpirat de dormit. Poți să fii transpirat. Dumnezeu nu măsoară cantitatea de transpirație. Nu măsoară oftaturile noastre, ci Dumnezeu va răsplăti munca care o depunem pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dragul care îl avem pentru lucrarea lui Dumnezeu. Respectul care îl avem față de talent și față de stăpân. Față de stăpân. Uitați-vă, atitudinile astea au fost și în biserica primară și acum vă spun ceva. E live, dar vă spun, dacă avem o boală gravă în interior, poate sunt mai multe, dar eu vă zic una. Știi care e boala noastră gravă? Ascultați-mă, compararea. Asta e o boală care o măcinăm în noi să ne comparăm. Dau un caz ipotetic, da? O formație cu aia la altă, un predicator cu aia la altă. Că diaconul cu prezbiterul, prezbiterul cu păstorul, ăla ce cântă cu ăla la ce cântă, un predicator cu ăla la asta e o boală care a venit diavolul și a băgat-o în interior. Și noi o măcinăm. Și apostolul Pavel vine și spune în Corinteni, în 1 Corinteni, 1 cu 12 și 13, știi ce spune? S-a scris și o carte, fratele sa, s-a scris, a fost Hristos împărțit după pasajul acesta. Dar uite că biserica primară erau cu partidele lor. Era fiecare se compara. Eu sunt cu Apollo. De ce? Apollo e mai bun. Are un duh invocat. Predică extraordinar. El zicea, auzi, eu zic lui Pavel. Mi-am place cu Pavel, foarte așezat, didact. Predă ca la școală. Și-a venit Pavel, s-a întărâtat duhul în el. Și-a zis, boala asta a intrat înăuntru. Noi știți, dacă am fi farisei, știi ce am spune? Frate, la noi așa ceva nu s-o. Fariseul știi ce spune? Noi n-avem așa ceva. Dar știți ce-i baiul? A fost în biserica primară și cu compararea vine diavolul până va pleca biserica de pe pământ. Vine să ne compare. Stai pe bancă, am vorbit aici din cazul nostru. Stai pe bancă, te uiți. Oricum rochea mea e mai frumoasă decât al lui sora. Oricum pantofii mei noi, oricum ieri. Dar zici numai în gândul tău. De ce? E duhul de a te compara. E duhul de a te compara. Îți spun ceva. Nu lăsa boala aceasta să intre în inima ta. Pentru că îți spun, când te compari, îți sapi groapa. Omul care se compară, sapă groapa. Și nu îngroapă talentul, ci se îngroapă pe el. Ajunge omul să fie îngropat. Uitați-vă, când nu te compari, ai la bază două argumente, două lucruri. Zice că ăștia doi care nu s-au comparat, putea să zică, eu am gătat mai repede ca tine, am avut numai doi, dar eu-s gata. Am mai făcut doi? Nu l-o bat jocorii pe ăla. Nu s-o uitat de sus la celălalt. Amândoi ori avut aceleași devize. Amândoi ori spus îndată și amândoi ori spus tot așa. Îndată cum au primit talanții. S-o dus și-o lucrat și zice tot așa și al doilea. Când o primit, o mers și o făcut ca și primul. De ce? Că nu era duhul de concurență.
Și spun, Doamne, să mustri în dimineața asta duhul de concurență. Să nu fie concurs, ci să fie cursa alergării primirii premiului la capăt. Noi nu facem concurs între noi, că darul nu e al nostru, ci darul e al lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Știți ce spune cuvântul Domnului? Pasajul acesta vedem cum tratează omul acesta al treilea. Tratează talentul ca ceva mort. Zice, m-am dus și l-am îngropat. Păi, dar mișca, de ce l-ai îngropat? De ce? Păi l-am îngropat, dar-i viu, mă. Talentul care îl dă stăpânul, îi viu, pentru că stăpânul-i viu. Dumnezeu întotdeauna dă talanți vii. Talentul care îl dă Dumnezeu și-i viu, de exemplu, e cuvântul lui Dumnezeu, da? Îi sămânța vie, o pui în inima cuiva și omul acela se întoarce la Dumnezeu. De ce? Pentru că e o sămânță vie. Și o zis, stăpânul, nu trebuie îngropat, pentru că ăsta-i viu. Talentul-i viu. Ceea ce primim de la Dumnezeu întotdeauna este ceva care se poate înmulți. Un organism viu se poate înmulți. Baiul e că, prin comparație, e și talentul în groapă care l-a pus Dumnezeu în tine, dar și tu ești în groapă. Din cauza că te compari, nu te mai mulțumește nimic. Ești numai în continuu cu ochii pe altul. Uitați-vă, omul acesta a înțeles greșit caracterul stăpânului, da? A înțeles greșit. Ca unii, nu mă bag, frate, că dacă nu-i mulțumit Dumnezeu de mine, frate, eu mai aștept, dacă Dumnezeu în loc să mă binecuvinteze, mă pedepsește, dacă nu reușesc să fac lucrarea cum trebuie. Și ăsta a zis, am știut că ești un stăpân greu de mulțumit, greu de mulțumit, eu nu știu ăștia cu 5 și cu 2 cum s-au încurcat cu tine. Eu nu știu, frate, cum reușești să lucrezi cu 5 talanți, nu știu cum reușești. De ce? Eu înțeles greșit caracterul stăpânului. O înțeles greșit caracterul stăpânului. Și știți ce vedem? Vedem în viața omului acestea că ajunge să n-aibă parte de răsplătire, cu ales calea ușoară. Al treilea lucru, și o să mă apropii de încheiere, știți ce vedem în pasajul acesta? Că Dumnezeu va cere socoteală. Dumnezeu aduce vremea de socoteală. Dacă a lipsit ceva la al treilea, a fost o inimă mulțumitoare. Inima mulțumitoare o lipsit de la omul acesta. Ăștia la doi și-au luat talanții și au zis, hai să mergem la lucru. Bă, dar nu-i puțin la mine. Nu, nici n-au discutat așa ceva. Pentru că au avut o inimă mulțumitoare. O zis, mai primit și tu? Slavă Domnului, tu ești vocea a doua sau eu? Sau... Nu. Ăsta au zis, cum eu cu unul? Eu? Păi ce? Mie mi se merită? Păi ce? Eu-s roata de rezervă a bisericii. Eu-s ăla care mă ia din pat când nu mai are pe nimeni să vin eu. Păi da, păi când e atitudinea asta, niciodată nu o să înmulțești nimic, numai o travă, numai gropile. Gropile se înmulțesc. Să te bucuri că Dumnezeu te folosește și ca roată de rezervă. Cât îi de bună roata de rezervă pe autobandă când îi pe pana aia bună. Cât îi de, îți vine să pupi roata de bucurie. Zici, foarte bine că am roata de rezervă. Bucură-te că ești folosit de Dumnezeu. Și din când în când, și tot timpul, și oricum ne folosește Dumnezeu. E bine, pentru că într-o zi El va veni și se va uita și va cere socoteală de lucrurile care le-am făcut. Uitați, primii doi sunt mulțumiți, al treilea este nemulțumit. Și uitați-vă, când vine Dumnezeu, vine și cere socoteală la fiecare după părticica Lui. După cei 5 talanți, cere socoteală. Uitați-vă seriozitatea cu care îl tratează pe stăpân cei doi care au primit 5 și 2 talanți. Vine și spune așa, am primit, îi aduce stăpânului aminte cât i-o dat. Nu, zic, nu mai știu exact, 4, 5, dar oricum tu ai mulți. Tu ai bani în buzunar, dar nu îi poți cheltui. Uitați-vă cu câtă seriozitate. Vine și spune, stăpâne, mi-ai dat 5. Și am mai adus 5. Dar crezi că nu știa stăpânul cât i-o dat? Nu, a zis, stai că am și prin buzunarul ăsta. Și prin ăsta la alt. Știi, când vezi pe unul tot curie după el, nici eu, mai am, stai că am un talent și în buzunar. Nu. Uitați-vă cu câtă seriozitate o tratat. O zis, zice, am primit 5 și am mai adus 5. Al doilea vine și spune, omul serios, întotdeauna va trata serios. Mâncarea bisericii, banul bisericii, lucrarea bisericii. De ce? Pentru că el îl tratează serios pe Dumnezeu. Nu zic, băi, nu-i bai, că nu s-o putut, nu-i bai, că trecem peste, nu? Îl al treilea, da, trece peste, că el îngroapă tot. Dar nu, omul care umblă serios cu stăpânul, ăla va spune, am primit 2 de la tine și am mai primit încă 2 pe deasupra. Spunea Sfântul Augustin,
care a trăit în anul 400 aproximativ după Domnul Iisus. Știți ce a spus? Talentul cel mai rar întâlnit în vremea lui. Păi dacă a fost rar în vremea lui, e mai rar poate că și în vremea noastră. Știți ce a zis? Talentul cel mai rar întâlnit și cel mai des îngropat e vorbirea de bine. Vorbirea de bine, au zis, e cel mai rar talent și cel mai greu, cel mai des îngropat. Nu? Pentru că uitați-vă, când e vorba să vorbim de rău, câtă generozitate. Zici că e la televizor, nu să gata, are de unde. Ai debit ca Dunărea. Îți dai cu părerea când e vorba de vorbi de rău. Când e vorba de vorbi de bine, știi ce spui? Cred că el are un interes. Cred că are un interes, de aia s-a înscris să cânte, de aia s-a înscris la orchestră. Are un interes, cred că vrea să ajungă și el dirijor, vrea să ajungă și ea dirijoare, nu? Întotdeauna când e ceva de bine, imediat ai soluția. Ți se pune frâna în gât. Cum să-i spui de bine? Cum să? Nu? Oare nu cumva în vremea asta talentul ăsta e îngropat? Știi ce ar vrea? Să ne dea Domnul puterea să-l dezgropăm. Să-l dezgropăm și să-l aducem la suprafață. Adevărul îi și închei. Fie smeriți, fie mândri, fie leneși, fie roditori. Într-o zi vom da socoteală. Fiecare va da socoteală de ceea ce a lucrat. Și acum vă spun un adevăr dureros. Și dacă vă supărați pe mine, tot nu-mi cer iertare, că-i cuvântul lui Dumnezeu. Din trei, ascultați-mă, din trei oameni, unul a fost leneș, unul a fost șmecher și a fost, da, a fost netrebnic. Din trei, o treime, dați-mi voie să vă spun. Dacă spune de cele 10 fecioare că au ațipit toate, dar 5 au avut un de lemn și 5 n-au avut, adică 50%, vreau să vă spun, trăim o generație în care o treime din biserică, poate că sunt alte procente mai mari, dar mai mici nu, o treime din biserici sunt oameni șmecheri, sunt oameni leneși și sunt oameni netrebnici. Știu că doare. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. La unul din slujitori a zis, ești șmecher, ești leneș, dar dai impresia că muncești. Am venit să mă vedeți, am făcut prezența și am plecat. Dumnezeu cunoaște pe fiecare. Cât lucrăm, cu ce inimă lucrăm și care-i dăruirea care o avem pentru lucrarea lui Dumnezeu. Știți ce a spus stăpânul? La doi le-a spus, intră, și la unul i-a zis, aruncați-l afară. Vă spun marele adevăr, la final. Știți care e adevărul? Stăpânul va reveni. Ăsta e marele adevăr, într-o zi stăpânul se va întoarce. Asta a fost lucrarea care le-a lăsat-o stăpânul când le-a dat în mână talentul. Le-a spus, mă întorc. Biserica Elim, știți ce ar vrea să punem la inimă? Și dacă uiți tot ce am spus în dimineața asta, vreau măcar atâta să ții minte. Stăpânul se întoarce. Haideți să ne pregătim, să fim gata, să lucrăm pentru Dumnezeu. Dezgroapă ce ai de dezgropat. Dezgroapă, dă la o parte și pune talentul negoț. Fii mulțumit, nu te compara cu nimeni, lucrează, că într-o zi vei primi răsplătirea din partea lui Dumnezeu. Amin.